Printre fumul grătarelor încinse și printre paharele cu bere, severinenii iubitori de carte pot participa la târgul organizat în fața Casei Tineretului, un eveniment deosebit pentru cei care iubesc lectura. Fiecare ediție trecută, noi ca și organizatori am considerat-o un succes. Vrem să continuăm acest lucru și nu este doar părerea noastră, este și părerea altora care au participat sau au beneficiat de oferta aceasta culturală. Ne bucurăm că în cadrul Zilor Severinului avem posibilitatea să avem și această expoziție, acest târg de carte. Urez succes celor care urmează să-și lanseze cărțile în zilele următoare. Și eu cred că nu se putea mai bine ca de la 180 de ani de la crearea orașului modern să avem o astfel de manifestare frumoasă și serioasă. Un eveniment deosebit de important, acest târg de carte a reunit o serie de scriitori din întreaga țară. Este un târg de carte foarte frumos, unde se vor lansa autorii și din zonă și din țară, dar cel mai mult aș recomanda celor care vin și i-aș ruga să vină să viziteze acest târg două monografii extraordinare, una despre Ada Caleș și cealaltă despre Drobeta Turnu Severin, două monografii cu istoria acestor locuri, cu istoria acestor zone, monografii care sunt ilustrate cu fotografii frumoase, cu documente, două monografii extraordinare. Ieri, într-un cadru festiv, sociologul Carmen Bulzan și-a lansat un volum intitulat Ada Caleș, Insula Amintirilor, o carte care reprezintă mărturiile celor care au vizitat această insulă. Mulțumesc în primul rând celor care, prin bunăvoința lor, au reușit să stea de vorbă cu mine și să-mi acorde aceste interviuri. Cartea cuprinde 25 de interviuri. Puțin despre istoria acestei cărți aș vrea să vă spun, pentru că ea a început acum mai bine de 10 ani, când, începând o cercetare sociologică în cultura Dunării, în satele strămutate, am descoperit faptul că singura comunitate, comunitatea turcă din insula Ada Caleș, era cea care nu se încadra într-un tipar al strămutării. Manifestările culturale vor continua și mâine la Drobeta Turnu Severin.